Vă mulțumesc. Vreau să știu, cum să faci bani fără bani? Da, la întrebarea asta aș fi vrut să răspund acum vreo 7 ani când am început proiectul. Era mult mai simplu să începem. Eu sunt Iulian Pleșcan, fac parte din echipa de management a grupului de firme Ares. Am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă spun o poveste. Câteva cuvinte despre noi. Suntem o companie supranișată în cardiologie și radiologie intervențională. Serviciile noastre sunt regăsite în 4 spitale în momentul ăsta. Vorbim de 2 spitale premium private, Spitalul Monța, specializat în chirurgie cardiovasculară, și Spitalul Ponderas Academic Hospital din grupul Regina Maria, specializat în chirurgia bariatrică. Scopul nostru a fost de la început să tratăm afecțiunile pacientului prin intervenții minim invazive, păstrându-i totodată integritatea anatomică. Pentru noi este foarte important acest lucru. Și ca primă misiune pe care ne-am luat-o a fost ca în sala noastră de operație să nu existe niciun bisturiu. Până acum am reușit acest lucru, tratăm toate aceste afecțiuni pe viu, pacienții sunt cu anestezie locală, zâmbesc, se uită la ecrane, se uită la noi, în jumătate de oră sunt bine și totul este perfect. Da, trăiesc într-o lume ideală, gândindu-mă la tipul ăsta de medicină, dar până acum ne-a reușit. Vreau să vă povestesc puțin despre istoria noastră, pentru că e un caz atipic. Nu suntem o companie finanțată, nu am avut fonduri de investiții în spate, am fost extrem de slab finanțați. Acum, ca să dau și din casă, prima noastră misiune, eu fac parte din echipă încă de la început, am fost primul om în echipă, iar prima noastră misiune a fost să ne facem bani pentru cărți de vizită. Era primul nostru scop. Și da, într-adevăr, este extrem de ciudat să pățim chestia asta, însă toate resursele pe care le-am avut am introdus în echipamente, astfel încât să avem tehnologia de care trebuie să beneficiem pentru tratamentul ăsta. Vreau să vă răspund la o întrebare și încerc să o fac. Cum construiești o afacere care să plece de la 96.000 de euro, cifră de afaceri, în 2011, și cum să o faci să ajungă la peste 6 milioane de euro, cum vom încheia în acest an? Între timp, pe lângă cifrele financiare, care, bineînțeles, sunt importante și spun ceva despre business-ul nostru, lângă, regăsim câteva cifre ceva mai importante. Sunt 12 premiere medicale efectuate, dintre care 2 europene și una mondială. Atât de mult ne-am străduit să mergem dedicat pe această nișă, nefăcând nimic altceva. Noi nu știm să facem nimic altceva decât cardiologie și radiologie intervențională, astfel încât în acest moment putem spune cu mâna pe inimă că da, suntem cei mai buni în acest domeniu și vom continua să rămânem așa. Gândul meu pleacă întotdeauna atunci când vorbesc despre startup și mă fascinează foarte mult partea de startup, la a da o definiție. Și nu o să pot niciodată să dau o definiție mai bună decât a făcut-o Reid Hoffman. Startup-ul este atunci când te arunci într-o prăpastie, iar în timpul picajului îți construiești un avion. Este absolut genial. Cam asta a fost și experiența noastră încă de la început. Ne-am uitat unul la celălalt, eu și ownerul companiei, eram doar noi doi, ne-am uitat în buzunar, ne-am uitat la tehnologia pe care o avem și am zis ok, sărim și vedem ce facem. Pentru că era singura soluție pe care o puteam avea la momentul respectiv. Ceea ce pe noi ne-a făcut să fim cu o creștere atât de mare și oarecum puțin peste creșterea organică în fiecare an, a fost că noi n-am zburat de la 9 la 5. Noi am fost 24 de ore în picajul respectiv. În fiecare secundă a vieții noastre, noi am fost acolo, dedicați 100%. Și antreprenoriatul și startup-ul, despre asta este vorba. Nu poți să fii un antreprenor de succes în condițiile în care abia aștepți să se facă ora 15 sau 16 sau 17 să mergi acasă. Nu ai vacanță, nu ai timp liber și nu ai niciun moment în care să te gândești la timpul pentru tine. Pentru că asta este misiunea vieții tale. Sau ești antreprenor, sau lucrezi sub un antreprenor și ești condus de el. Și este o misiune extrem de grea. Partea antreprenorială, într-adevăr, este extrem de grea pentru că presupune să treci peste barierele specializării tale. Dacă ești jurist, avocat, arhitect, artist, de mâine trebuie să fii toate la un loc. Trebuie să fii
și un bun arhitect, astfel încât să înțelegi ce se întâmplă în compania ta, și un bun tehnician, și un bun jurist, și un bun marketer, și absolut orice, până când reușești să-ți aduci câțiva advisor și consilieri pe care ți-i poți permite și cu care să colaborezi în viitor și să faci o treabă extrem de bună. Asta este prima poză făcută de către noi. V-am spus că o să vă spun o poveste și nu o să fac o prezentare tehnică. Este prima poză făcută de mine și dr. Oran Iancovici, ownerul Centrelor de Excelență Ares, în sala de angiografie. Asta este fața a doi oameni care habar n-au ce fac. Cam așa arată de principiu, nu înțelegeam mare lucru despre cardiologia intervențională, nu înțelegeam ce trebuie făcut în acest sens, însă un lucru știam sigur. O să ne luptăm pentru fiecare pacient în parte de parcă ar fi singurul și ultimul. Și asta am făcut. Am creat o echipă de consultanți medicali, de care sunt foarte mândru, iar fiecare pacient în parte din prima secundă când are primul apel către noi și mulți ani după ce este tratat, el păstrează legătura cu acea persoană și pur și simplu ne consideră o familie. Și indiferent dacă noi facem doar cardiologie intervențională, orice altă problemă, de stomatologie, de cap, de picioare, de absolut orice, ei ne vor suna pe noi, astfel încât să le dăm o recomandare, chiar dacă noi nu facem acel lucru. Și chestia asta ne-a prins foarte bine, pentru că în momentul în care noi am deschis, în 2011, compania noastră era la început și am zis, ok, hai să începem să facem această supraniș. În acel moment, încă două mari spitale au intrat în România în același domeniu. Spitalul Sanador și Spitalul Monța. Extrem de bine finanțați, o vizibilitate foarte bună și o surpriză foarte mare pentru noi a fost momentul în care Spitalul Sanador a anunțat că primele 200 de proceduri sunt gratis. Ok, cum te lupți cu asta? În condițiile în care misiunea mea era să produc cărți de vizită. Cel mai relevant lucru pe care l-am putut face este să ne asigurăm că vom sta cu fiecare pacient în parte în fiecare secundă a planului său terapeutic. Și asta pe noi ne-a reușit să ne diferențieze, plus supranișarea pe care noi am avut-o în acel timp, a reușit să convingă fiecare pacient în parte că da, dacă vrei să mergi să te tratezi de orice altceva, mergi în altă parte, dacă vrei să faci partea de cardiologie intervențională, vii la Centrele de Excelență Ares. Asta este un antreprenor, din punctul meu de vedere. Nu sunt la costum, nu sunt acasă, nu trimit oameni să facă munca pentru mine. Sunt acolo, sunt pe cutii, instalez angiografe în fiecare secundă, cam așa cred că ar trebui să faceți. Să nu vă fie frică să mergeți în câmpul de luptă, acolo unde sunt și colegii dumneavoastră. Asta este o poză făcută cu managerul de locație acum. Eram pur și simplu minunat că am reușit să instalăm acel echipament. Era o surpriză chiar și pentru noi. În spate regăsiți ownerul și directorul medical al Centrelor de Excelență Ares. Nu este la costum, nu este acasă și nu fuge de cel mai important lucru pe care noi îl putem face. Să lucrăm cu pasiune 24/7. În fiecare zi, în fiecare minut a vieții noastre. Pe scurt, ca să fac o încheiere, cred că sunt trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le aveți în vedere. Unu, un antreprenor muncește 24 de ore pe zi, așa că cu mare atenție selectați-vă echipa și partenerii, pentru că sunt oamenii care sunt în câmpul de luptă alături de voi în fiecare minut al vieții voastre. Un alt lucru pe care l-am aflat în acești 7 ani este că nimeni nu-ți va da dreptate până când toți îți vor da dreptate. Și nu vei avea dreptate nici măcar o secundă până când nu vei avea succes și nu mă vei confirma că rămâi cel mai bun poziționat în nișa ta. Și atunci, cu siguranță, toți îți spun, ok, ai avut dreptate. Însă până atunci te vei lovi de fiecare ușă și de fiecare toc de ușă pe care îl vei găsi în tot drumul tău. Asta este un mesaj pe care aș vrea să-l las la final. Eu cred că nu vei avea succes până când pantofii tăi nu vor arăta așa. Am învățat un lucru extrem de important de la cineva mult mai înțelept ca mine, care spunea în felul următor. Antreprenoriatul are legătură și se bazează doar pe deciziile bune.
Deciziile bune se bazează pe experiență, iar experiența vine din decizii proaste. Așa că vă urez succes și multă putere de muncă. Mulțumesc!